amenințările asupra României. Scopul lor este slăbirea hotărârii guvernului nostru de a rămâne aliatul Germaniei. Pierderile pricinuite combatanților și mai ales populației civile sunt în creștere. Termină. Facem apel la populație să dea ascultare cu strictețe normelor de apărare pasivă în caz de bombardament. La primele semnale de prevenire de apropierea atacului, refugiați-vă fără întârziere în atât. Hai! Hai odată! Hai odată! Era atacului, oferiți ajutorul necesar corpului său. Tata ta e unde e? Am uitat pe bunelul. Atenție! Nu intrați în panică! Nu vă pierdeți vremea căutând obiecte de valoare pe care vreți să le feriți de distrugere. Iată! Da-mă, scumpete, nu e că nu vreau să vin acasă. Pur și simplu, dar mai discutat. Sunt zile când n-am mai mult de lucru. Dacă nu mă duc la nicio amantă, vorbești pe ăsta. Stai o secundă, stai că sună cineva. Stai, nu mă sună mai târziu. Stai cu ochii în piloziu să răspundă. Da, Luiza, aici. Hai, mă, mamă, iar avem discuții de astea de ce e aici. E aici pentru care e treabă de asta. Stai că sună cineva, ți-am spus. De la 6 aprilie, îi sunt dificultate pe liderii la Podgorița susținuți de Occident. Ei trebuie să facă față tot mai numeroase demonstrații anti-NATO organizate de... Luiza, hai mă ce faci, hai că avem un telefon. Hai că vorbim mai târziu. Biroul secretarului de stat pe lângă Ministerul Afacerilor Externe. Bună seara. Federația Iugoslavă a fost bombardată din nou ieri, timpul zile. Alo. Yes, yes, sir. Can you hold on just a minute, please? Thank you. Stai, nu-mi dat la telefon. Da. Ce face prințesa mea? Uite, am vorbit cu mami și mi-a spus că n-ai mâncat tot lăpticul. Ha? Bine, bine, hai dă-mi pe mâine. Dă-mi înapoi pe mâine. Uite că a intervenit ceva urgent. Hai că trebuie să te las. Te sună mai târziu. Pa! De la NATO. Păi și ce treabă? Să spune la domnul ministru. Păi a zis că nu mai e, a plecat. Hello? I love it.
David. We keep missing each other. It's time difference the killer. So, I was thinking of you, wanted to say hi, and I wanted to say hi, so I will try you again soon, as soon as I can. Okay, I hope you're good. Three tits. What do you mean, three tits? Well, like three nipples, you know? You call those nipples? Well, yeah, nipples. I mean, this guy said that there is a sure thing how to get old Jonesy to freak out for sure. Hey, open up! Fall in! Good morning, sir. At ease. Welcome to Operation Joint Guardian, gentlemen. You're all now part of Lima Company, 26th Battalion. I'm proud. How you feel? Proud, sir! In fact, I'm damn proud. How you feel? Damn proud, sir! All right, we're going to rendezvous with Tercevain. The rest is installation. 1900 hours, gentlemen, Tuesday. Back at the Kearsarge. Any save rounds? I want to remind you all here you're in protected airspace, non-combatant zone. Worst case scenario here is condition one. You are here on a peacekeeping mission on behalf of the peoples of Kosovo. On behalf of Sergeant McLaren and myself, sit back, enjoy the ride. Sergeant? As you see fit. Detail! Ten hut! Thank you, sir. Good morning, sir. Fall out! Let's grab our gear and haul ass. Că ești ea cu locomotiva lor. Ce uniforme v-a strâns. Da, domnește, mine. Pentru operații speciale. Nu știu de frig, nu știu de căldură. Standard NATO. TEN-78, TAC 99, Captain Doug Jones, sir. How are you, sir? Welcome. I am Tenace. Boy! So everything's tactical here, set to go? Mariane, hai încoa, băi! Spune-i tu, domnului comandant american, că ești cu tradusul. Hello.
Welcome. I'm going to translate. Good. Good. We just have to go here. Can I take a look? We have an 0900 departure. Who's in charge here? He's in charge. Chef. You. Yes, sir. We have a deadline to meet. Are un termen limit. And we want to get the train out of the harbor. Da, și trebuie să plecăm. Immediately, so let's get the engine back together. Să unim locomotiva cu vagonul și să plecăm. Repede. Now, please. Vreau să o fac, e grăbit. Please. Vă rog frumos. Băi, afară! Ziua. Te trăiești. Ai venit pe Monica? Da, am venit să iau cu mașina la școală. Ți-a luat tactul mașina asta? Da. Vă place? E varianta sport. Poate cu motorul ăla modificat. Poate că ai venit să te câștigă bine. Stai să văd de s-a trezit. Vezi că ți-a venit prințul.
trăiți. Ia de. Șeful vine marfarul de 9:30. Ia niște pui dacă vrei, că fiul meu nu mai mănâncă. Ai lista cu marfa? Da, este. Ce faci, prințesă? Ce zici, ce faci aici? N-a fost vulgat când ne mai vedem? Pistă, m-am crezut că glumești, că faci figuri, că puii mei. Hai, mă, pistică, am fost clară. Gata, s-a terminat. Es finito, comprende? Păi și nu spui și mie ce s-a întâmplat, mă, că... Da? Nimic. Asta e și ideea. Mașina ai schimbat spițele la roți? Asta e după ziua de azi. Ai. Grijă mare cu să pătăiești. Deci, șeful, din trenul de 14 avem 10 cutii de rulmenți de 3,5, le dăm la 500 bucata, 10 cutii de rulmenți de tractor, le lăsăm la Galați, PVC-ul, termopane, sârmă și altele aveam luat așa lângă banda, am zis să le dăm la tâlc. Din marfelul de 8 avem 10 navete de bere, de vin, de cola și alte alea, le plasăm la gelul la supermarket și tot așa și țigările avem 2, 4, 6 ori 5 vagoane, 30 de baxuri. Bagă mai multe, că nu se prinde, dracu. Și nu le da lui Gelu, că plătește tocmai la vânzare. Las că am eu o combinație, altceva. Așa, vopsea, ciment, câte 100 din fiecare. Piese de daci, asta din mărfarul de 8. Și mai avem din mărfarul de Vârcea, îngrășăminte la fel. Vezi că i-am promis-o domn primar, tu nu știu să zice. Am înțeles. Eu zic că cu totul așa e vreo 40 de milioane. Asta e ăla pentru fabrică. Pentru fabrică, zici? Nu se mai închide, dracu, odată, s-o cumpăr. Hai! Luați ca lumea din fiecare vagon și băgăm pe pierderi. Se că țiganiști. Iar n-a păria jumătate de vagon. Și după aia mie mi-e împută. Bă, știu-i prinde pe țiganii ăștia. O să vadă ce înseamnă să mă fure. Mi-a răspunde careva la telefonul ăla. Căpulnița Gariu. De la gara CFR Constanța, cu șeful de tură, vă rog. La telefon. Da? Da. Bună ziua. Vedeți că va trece prin gara dumneavoastră un tren care transportă aparatura NATO. E împăzit de soldați americani. Da, am înțeles. Să știți că are liberă trecere. Aveți grijă. Ce mai? Fără probleme că e de sus, e de la guvern. Să n-au niciun fel de problem.
Eu sunt. Vezi că o să vin un tren cu americani. Nu știu acum, într-un sfert de oră. Bine, am înțeles. Mersi. Ia, atenție toți băieții la mine! Adunare! Anunțați pe toți băieții să vină la servicii. Intrăm în grevă spontană. Doiarul vrea să ne falimenteze ca să ne cumpere fabrica pe nimic. A sosit în sfârșit vremea să ne facem auziți. Haideți! Mitroi, vino cu. În aceste condiții... Ce scuze? Da. Cu respect. Aveți o problemă. O să treacă un tren cu americani și s-a cam aflat. Bine că m-ai sunat. Da, vin imediat. În aceste condiții vă declar soț și soție. Hai, semnați aici. Trebuie să plecăm. Da. Sărutăți nevasta. Hi, do you want some water? Water? Yeah? Okay. Yum. Diana Ross, she knocks on George Burns' dressing room, and George Burns is there, sitting there, having a glass of wine, and, you know, they have sex, and then she says, so why did you make me, you know, why'd you make me hold... I can't remember the joke, because... Nu vorbește cineva cu noi, nu plecăm. Haideți mai repede! Da, tace! Trifane! Da. Tu pui pancarta aia stânga-dreapta! Hoții! 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 Hai mă, Trifane! Hoții! 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 Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Dați-ne banii! Ce se întâmplă aici, mă? Ați înnebunit? Suntem în grevă, facem protest spontan. Peșina ferată? Mă, băieți, mă, vin un tren cu american, mă. Vrei să ne facem de râs, mă? Știm tocmai de aia. Poate ne aude și pe noi cineva.
Și dacă vă aude Doiaru? Tocmai din cauza lui Doiaru, care fură din trenurile fabricii, s-a cărat și investitorul. Suntem un căcat, domn primar, în faliment. Și Mata nu faci nimic. Hoții! 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 Șefu, vine un tren cu americani. Niște greu ce ceva. Transportă echipament militar NATO. Are liberă trecere de la București. O avea la București, de aici la mine. Zile să oprească pentru control. Măi, oameni buni, aude lumea pe negativ de noi. Dați-vă de pe șină și vă cumpăr tot uleiul ăla din fabrica aia. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, domnule. Nu ne vinde, domnule, așa ușor. Până la capăt, fraților. Până la capăt! Hoții! 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 Faceți ce vreți. Că de-aia e democrație, nu? Ce facem? Bună ziua! Bună ziua! Dorel Mateescu, Doiaru, șeful gării. Ce transportați în vagonul de marfă? Păi, e un transport militar american pentru frontul din Kosovo. E vagon NATO și conținutul este strict secret. Aha. Să prezentați și mie actele la control. Păi nu înțelegeți. Este transport militar și avem aprobare de sus, de la guvern. Nu. Mata nu înțelege. Eu am un regulament. Fără acte în regulă, nu poți să te las să treci. Is there a problem here? Des întreabă dacă este vreo problemă. I need to see custom and transportation papers. This is a NATO military transport, sir. This has been organized and authorized by your government. Any documentation be in your possession, sir. You have international transport from America? That is correct, sir. And where are you now? I'm in Romania, I guess. So, according to the Romanian transportation laws, you need to have custom papers. Wouldn't you say that? You fucked up my punchline. Two. Hello, my dear. Whoa. Hello. This is the legislation. I don't make legislation. I respect legislation. You come to Romania, you have to respect legislation too. Well, if you respect legislation, sir, you are hereby advised to comply with what's been coordinated. Do I make myself clear? Have I made myself understood here? Have I made myself clear here? Fuck USA, fuck NATO. Fuck Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Checkpoint. You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bagă-i pe linia a doua, că m-am enervat. Tell him to find out what the hell is going on. Ce se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Alo, alo! Domnul!
domnul, ce facem? Mai stai matale acelea că mă duc sus să rezolv treaba. Set a perimeter here. Forrester, Aldridge, Winston, Turner, set a perimeter. Secure the area. And McClure? Dacă luai trenul, ce făceai? Unde ajungeai? La Craiova? La Pitești? Unde? Bine, ziceam lui Petre să te ducă până acolo. Dacă ar fi trăit, maică, dar să te vadă azi. Ce crezi, că n-are nicio legătură? Când te-ai născut, erai, să zică. Și nu știu cum a putut să-ți treacă prin cap așa ceva. Adică ce, eu n-am grijă de tine? Tot ce în camera asta, casetofon, haine, discuri, fițe, cine dracu ți le-a dat, a? Tine să mor de nou pe ea. Da, poate tocmai asta e. Voi, muierile, sunteți cu toatele la fel. Eu înțeleg că vrei să pleci din satul ăsta de căcat. Pune mâna în vasă și la toamnă poate întâi la o facultate, undeva la oraș. Ce naiba? Deșteaptă ești. Frumoasă ești. Eu o să rămân tot singur, dar asta e. Trebuie să fii la școală? Ba, da. Îi zic lui Petre să te ducă în drum, nu? Tu singura, Mati. Ce facem, mă? Mergem acasă? În niciun caz, continuăm greva. Dă-mă dreacu că asta facem în fiecare zi.
Bine, mă, Mitre. Da, mă, băiete, bă. Ai văzut neatonii că au venit americanii la noi în sat? Cum să, pă, unde? Când? Sunt de vale la gară. Când, acum? Mergeți și vă uitați. Ia, uite, 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 ia, I got a station master here on the rack about some documentation. It appears he stuck me on a dead truck here, pulled my engine. Well, whoever you got in Bucharest up there with some authority, let's get him on a frog right now and get his ass down here, huh? I got to keep these toys invisible. I want to rectify by 1100. Thank you for your cooperation, sir. I appreciate that. Thank you. A văzut toată lumea aseară un nou episod din Esmeralda? Da! Da. Bine, astăzi vom studia două verbe, quiero și trabajar. Vă rog să citiți, haideți! Quiero ir a teatro, quiero. Ce înseamnă? Vreau să mă duc la teatru, dar n-am timp. Cine vrea să-mi conjuge verbul trabajar? Hai, nu toată lumea, da? Mă uit în catalog? Hai, Destina. Trabajo, trabajas, trabajar, trabajamos, trabajais, trabajan. Bun, păstrând terminația, hai să încercăm și cu quiero. Cine vrea? Tu. Quiero. Nu. Hai, Neagu, încearcă tu. Eu cheres, tu chi... Ai, gata. Toată lumea e atentă la mine, da? S e terminație pentru persoana a doua singular. La persoana întâi avem terminația O. Toată lumea atenție la tablă, vă rog. Conjugarea corectă... Soldați americani noi, băieți tine? Da, lasă că mergem după ore să vedem. Eu iubesc. Apoi avem. Tu quieres. El, ella quiere. Nosotros queremos. Vosotros quieres. Elios, Elias, quieren. Deci dacă Chica, spun venit un tren cu bailar, înseamnă că vreau să dansez. Quiero irme a casa. Vreau să merg acasă. Quiero irme a casa. Vreau să merg acasă. Și acum atenție. Dacă vreți să spuneți te iubesc, adăugați exact ca în română pronumele te. După cum știți deja foarte bine din filme, nu? Eu te quiero înseamnă ce să înseamnă? Te iubesc. Că trebuie să vă zic și eu ceva. Deci, oamenilor, domnișoarelor și, mă rog, restul, cu ocazia terminării acestei plictiseri, dacă mă spune marele căturar Bogu de la Costești, numită și clasa a 12-a, vă invit poi mine la o mare bairam cu fetițe, băutură, muzică frumoasă, alea frumoasă, așa de vară. Deci toată lumea e invitată la apartamentul lui Chimiu de la ora. Fata, dar nu mai sunt atât de bun. Fata ce drăguță ești în sus, fata ce drăguță ești în jos. Bla, 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 da, asta. Nici nu mai fi bun pentru tine, nu? Salut! Unde e șeful? Bună ziua! Unde e șeful american? Bună ziua, băieți! Bună ziua! It's a new uniform. Vreau să vorbesc cu șeful lor. Eu sunt primar. He wants to talk with your captain. Captain. McCartan, go. Captain Jones!
What kind of material is this? Well, I don't know the texture, but it feels good. Yeah? Oh, texture. Yeah, texture. You like it? Yeah. Yeah. Nice. You want one? Yeah. Can fix it. Crooked Molly. Welcome. I am very happy. Welcome in my village. Lasă că lăsați că traduc eu. Dacă spune domnului colonel că, capitan. Spune domnului capitan că suntem fericiți să-l invităm pe dumnealui și pe restul minunaților oaspeți. He's happy to invite you and the rest of the wonderful guests la sărbarea aniversării satului nostru mâine seară. At the anniversary party of the village tomorrow night. Tomorrow night. Thank you. No, okay. We'll be long gone by then. Mâine seară, I suppose. Thank you. Yes. Welcome. Very kind of you, sir. Thank you. That's very sweet. Thank you. Domn primar. Salut. Te-am mai văzut de mult pe la urmă. Ce să fac? Mai sunt un pot până acesta, că vezi și tu. Trebuie să... cu... Citeam odată eu cu saci aia de ciment. E rezolvat. Da? Trebuie niște băieți mai trebuie să aducă saci. Să fii primit. Ce-am auzit? Ăsta la radio zice că vrei să-ți cumperi fabrica, să... Și... Fii mai mare, de acum ziceam să-i fac și ei zestre. Vreau ție. Dacă se înțelege bine cu Paul... Hai să ne întâlnim într-o zi, să vorbim, să... Ce să mai... Hai. Alo? Atenție aici. Este o oră de ședință la primărie. Da, domnule. Pregătim aniversarea satului. N-a fost odată cu o lună? Și care e problema? Fată, ce drăguț e tipul ăla. La cine stă de fată mesaj așa tot timpul? Fată! Seamănă puțin cu Ricky Martin, nu? Se aude? Bună ziua! Stimați consăteni, după cum știți, sau ați auzit, sau ați văzut, azi dimineață la noi în gara a sosit un tren cu soldați americani. Din câte am auzit de la domnul Doiaru, ci că ar fi niște probleme cu actele la București, mă rog, basta nu ne interesează. Și câtă vreme se rezolvă problemele cu actele la București, avem datoria obștească, ca buni creștini, și ca oameni cu frica lui Dumnezeu, să asigurăm o primire cât mai călduroasă a oaspeților noastre de peste ocean. În ceea ce privește problemele satului nostru, această venire a americanilor nu ne este decât benefică. Pentru că dacă apărăm la știri, vom putea aduce o grămadă de investitori în satul nostru. Ca să-i fure și pe ăștia doiarul. Unde mai pui că și oaspeții noștri pot deveni un potențial investitor. De asemenea, îi vom primi în baruri, în hoteluri, toate cu un beneficiu. Cu această ocazie, mâine seară, anunț organizarea festivităților de sărbătorire a 100 de ani de existență a satului nostru. Știu că a fost, dar mai facem o dată. Cu mici, cu bere, cu tot ce trebuie ca să fie frumos.
la ea nebună, așa. Dă un căugat și la un moment dat, doamnă, mâncați ca o scrofă. Și a să ne mai dezică la intervenție ceva important. Când a venit? Acum. Păi și ce vor de la mine? Habar n-am. Te trimite la Ministerul Apărării. Uite că scrie urgent. Bine. Și vezi, sună la aia de la NATO. Da. Spune că se rezolvă. Bine. Nu e treaba noastră. Ține de Ministerul Transporturilor. Da, se rezolvă, dar să știți că nu cred că mai ajunge astăzi. Dar ajunge mâine. Da, să trăiți. Claudia, ia te rog ăsta, schimbă-i antetul și adu-l la Senat. Da, repejor, te rog. Aceasta este istoria primului om negru pe care l-am văzut eu vreodată. Eram mic atunci, dar niciodată n-am să uit cum omul simplu de la țară, țăranul român, a dat dovadă ospitalității obștești de care e în stare pentru un străin, de care suntem în stare noi românii. Domn primar, dar cu negru ce s-a întâmplat? A, păi, dragii mei, la început, oamenii nici nu și-au dat seama că el e american, pentru că noi știm că negrii trăiesc în Africa, nu? După aia am aflat că America e plină de negri, dar atunci oamenii nu s-au temut de diferențele de aspect, ca să zic așa, și l-au adăpostit pe sărmanul om 2 săptămâni, până i-am alungat pe nemți din țară. Dar între timp, săracul a murit, pentru că era grav rănit, și nici noi n-am știut cu ce să-l tratăm. Bun. Acum o să vorbim puțin despre istoria Statelor Unite ale Americii, sau mai pe scurt America, sau și mai pe scurt SUA. Capitala țării se află la Washington. Dar să știți că nu ăsta este cel mai mare oraș. Cel mai mare oraș sunt Los Angeles, New York și altele. Țara este formată din state, cum ar fi Texas, California, mă rog, exact ca și țara noastră, cum e formată din județe, cum ar fi Ilfov, Ialomița, Vaslui, Bacău și altele.
Economia țării se bazează pe... Seducție. Totul ține de seducție. Bine, depinde și cum vă îmbrăcați. O fustiță scurtă și un decolteu vă atrage întotdeauna privirea asupra voastră. Aici intervine factorul intelectual. Adică, cum vă purtați. Sfatul meu este să fiți... deschiși, dar fără să cedăm la ce ne-ar oferi din prima. Adică, acesta este momentul în care putem să spunem clar, cu voce tare, fără să ne fie teamă, ce vrem de fapt și cine suntem. Diseară, la petrecerea primarului, vreau să protestăm în mod civilizat. Acum, aduceți pancarte și spuneți clar pe care să scriem clar ce vrem, de fapt. Adică, să ne dea banii, voții, să muncim, ne e foame și așa mai departe. Bună dimineața, stimați ascultători ai acestei minunate urbe. În cinstea evenimentului despre care, desigur, ați auzit cu toții, vom începe un program de înfrățire, ca să zic așa, de împletire culturală, cu muzică tradițională românească și cu cântece frumoase de suflet americanești, care să aducă un strop de căldură. Bine, asta nu înseamnă că n-ar fi cald în afară, ci mă refer la căldura din sufletele și din inimile noastre. Așa. Pe de altă parte, o persoană bine informată a ținut să ne aducă la cunoștință că toată această aniversare a localității, care de fapt nu există, este strâns legată de dorința primarului nostru de a strânge niște bani frumoșel în bugetul primăriei, din care se spune că lipsesc sume uriașe. În continuare, am în față o listă de dedicații muzicale pe care o să încep să o citesc. Am văzut că îți place de Monica. N-ai nicio șansă. Clar, Monica n-a fost decât cu tipii cei mai tari din sat. S-a plictisit de toți. Da. Ea a fost cu Alex, metalistul, știi că era rocker supărat, le avea cu muzica, nu știu ce. După aia a fost cu Mihai ăla care a terminat anul trecut, știi, după care era moartă sora mea. Oricum, a intrat la facultate în București, s-a cărat gata. Cum i-a dat papuci și Lola de mult? Și el l-a pus pe liber și pe Paul? Mă, eu m-am obosit ăsta din nevoie. Jocul ăsta, Litu și cum? Facem echipe de nou și iau eu, mă. Tu nu vezi oricum ce echipă ai tu. Da, mă, deci tu ții la... Ia-l tu acum, Andrei. Treci, mă, la asta în echipă. Hai, mă. Hai, chezi la asta în echipă. Hai, mă. 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 Băi, dar dai pasă, după ăsta, mă, nu vezi că nu știu, se miște. Mai ai și pijamale. Da, mă, da, și, și. Hei, Mihai, mai termină o dată cu instalația aia! Măi, instalația asta! Măi, am spus să puneți pâine, dar să-l lăsați așa. Măi,
sănătate. Bună, Vera, ia du-mi ceva pentru alergia asta sau ce ai. Băi, Vasile, am și eu o rugăminte la tine. Orice ne-a dat, se rezolvă, ia zi. Băi, un grup de țigani care mă sepă. În fiecare zi fură din marfare frăție la curba de la intrare în sat. Poate pui și tu oamenii tăi că și așa vă plictisi să stea de pază, ce zici? Se rezolvă. Auzi, mă, neadoierule, că ne știm de atâta vreme. Ia zi, dom'le, ce-i cu americanii ăștia? Nu zic că e rău, dar... Domn primar dă chefuri alea... Hă? Păi dacă n-au ochi, ce să le fac? Ce dacă sunt americani, sunt mai șmecheri? Adică noi suntem români și suntem fraieri sau cum? Să respecte legea. Băi, Stelica. Domnul Scurtu, șeful. Zi, mă. Aici 1-7. Știu, mă, zi. Stai, domnule, că e pentru mine. Zi, mă, ce e? Vă cheamă domnul primar, aici s-a blocat și-l plăți. Hai, mă, că am pus niște mici, vei? Bineînțeles. Cavalu. Ne vedem la petrecere. Băi, Vasile, rămâiți cu chestia aia, mă. Nu, mă, nu ți-am zis. Yes, vă ascult. Vrea să știe dacă au venit actele alea de vamă. Nu, n-a spus nimic. I am breaking regulations here, sir. But if there's anything I can do to compensate you financially, I'd be happy to arrange it. Well, you offer me money? I have a deadline to meet. Now. I can pay you out in U.S. currency, and we can just facilitate my departure. How much? I can pay you 2,000 U.S., sir. Zii, domnule, că nu iau minte. Adică ce, dacă suntem în România, ne cumpărați așa ușor lumea a treia, nu? Don't take your money. I really think one phone call on behalf of your own Ministry of Transport, sir, that's not breaking the law. No. No. I don't call on nobody. It's not my job. Sorry. Whose job is it, sir? Well, not my job. Sorry. Let's get headquarters on the line here. It's, well, I think it's here. So we're stuck in a fold of a map in the middle of Romania. I mean, how much more stuck can stuck be than this? I beg your pardon, Corporal? Sir, I think the men would like your permission to attend the mayor's party. Well, I set a perimeter here as you see fit, make it a 360. Dismissed. Thank you, sir. Hey, Sergeant. Sit down here. You have a belt, I'll fix it for you. You only know that I delegate responsibility so you can achieve authority. Correct? I appreciate that, sir. What would you do right now? In my position?
I think it would be a positive gesture under the circumstances if you attended the party as well. So you don't think I should put my chevrons back on and maybe fire a shot over the bow here? No. Sir, we have to use diplomacy, sir. We have to. You're the CO, sir, of course. Have fun. Thank you, sir. Bă, Mărine, dar ce elegant ești, bă! Dați-vă, mă, pula mea. Da. Am venit să iau pe American la petrecere. Da? Da. Stai că zic eu. Doamnelor și domnilor, stimate oficialități ale urbei noastre, dragi consăteni, am deosebita bucurie și onoare să vă urez bun venit la petrecerea de aniversare a satului, care anul acesta are privilegiul de a avea printre ei pe câțiva distinși oaspeți de peste hotare, veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. Acestea fiind spuse, să ne distrăm românește. Ia schimbă postul că m-am săturat de idiotul ăsta. Să mai bolă pe americani, nu știu. Să trăiți, domn ministru. Nelu. Da, da, să trăiți, domn ministru. Da, sunt aici cu noi. Suntem la o petrecere. Aha. Da, da, da. Nu. Domnul ministru, asta nu depinde de mine.
Păi să vedeți, gara e în administrația CFR-ului și de gara se ocupă domnul Doiaru. Eu vă promit că pe toată perioada șederii aici voi avea grijă să nu aibă nicio problemă. Dar la revedere. Ce? O să avem instrument. Să vă prezint grupul muzical instrumental Trupa Universului. Și împreună cu subsemnatul Nichi Valoare, ambasadorul muzicii populare, vă invit la dans. Trade Romale! Dedic următoarea veste tuturor îndrăgostiților. The next song
is dedicated to all the lovers, for the beautiful lovers who really love. But special pentru Stana. Știi ea de ce? I love you, princesă. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh, my dreams fulfilled. For my darling, I'm you, and I always will. Love me tender, love me true. Excuse me, you dance? Huh? For my you darling, dance? Yes, of course. Love me tender, love me long, take me to your heart. Da, doamna, domnul Casat. Mă bucur că ați venit la noi și că ați venit la petrecerea asta de umil robe al lui Dumnezeu. Mulțumesc. We are very, very happy that you are here in our village. And we are very happy that you are at this party. Thank you. This party is for you, yes. Apropo, de unde sunteți de Baștină? Din ce oraș din America? Locul de Baștină. Where are you from America? What town? Now, Bend, Oregon. Bend, Oregon. Oregon. Da, foarte frumos. Și acum m-am gândit că s-a evit oportunitatea să ne înfrățim satele, adică orașele, adică localitățile, să ne înfrățim. The mayor thinks that it will be good that your town, Bend, and our town, Căpâlnița, like Căpâlnița and Bend, brothers, twins. Căpâlnița, Bend, twin town. Twin towns, da, brothers. Da, yes. Does he understand that we're here, we're trying to stop the bombing in Serbia? I always need, love me tender, love me too, oh, my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I will be soon. The train that I have here. Da, trenul. It's carrying equipment, strategic communications equipment for NATO. Do you know NATO? No. NATO. We could save lives. Eu cred că are altă treabă. Asta vrea să zic. Are altă treabă. I want to continue this conversation. Okay? I'm going to be back. All right. Se întoarce. But I thank you. Thank you. For having me, thank you. Okay, we're gonna continue to talk. Okay. Love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I will be soon. Love me and what's your name? Love me sweet, never let yes. me go. You have made my life. So you don't speak any English, right? And I love you so. Espanol? Espanol, really? Espanol, yeah. He speaks Spanish. Si. Rodriguez speaks Spanish. Brody. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true, oh, my dreams fulfilled. Bogdan.
poate fi și rece. Now, tell me, what? What's wrong with Bill Clinton? Letting Monica suck his dick on the White House. Come on, this is stupid. I know what you mean. Excuse me. And you go to bomb people for Bill Clinton? Da. Da. Chiar e la telefon? Domnule drag, eu nu pot să încalc legea. Legea spune clar, trebuie să verific actele fiecărui tren. În cazul de față sunt necesare documentele de vamă. Adică de unde știu eu că dânșii nu transportă, doamne ferește, droguri sau ceva? Eu vă cred pe cuvânt. Dar legea spune clar, trebuie să verific actele fiecărui tren. În cazul... Dar de ce îmi cereți mie să încalc legea? Semnați dumneavoastră o hârtie ca să le dau drumul fără acte? It's about your papers. Aveți faxul meu de aici? Vă las faxul meu de aici, când aveți actele, le primesc imediat. I don't know how to speak to you. Okay, say something in Romanian. Romania? Romania. Say something Romanian. Ce e cu România? Hello, Maria. Nice to meet you. How are you? I'm good. How are you? Very good. It's good to meet you and speak English with yes, you. Yes, I learned in school a little bit. Really? Yeah. Where did you go to school? Here in the village. Oh, really? Yeah. Oh, then that's good to find out. Okay, well, it was nice. Bye. Bye. Aștept, doctor. La revedere. So, you saw the documents, huh? Yes, I think. You think? So, why, Mr. Jones? Captain. I'm a captain. I'm sorry. So, Captain Jones. So, why did they send you with this train? Classified information, sir. I know what's on the train. It's rather to spy on the Serbs, but why did they send you?
I'm in military intelligence, sir. It's called communications. Communications. Telephones and things. I think we're a little more sophisticated than telephones. But you are not a real soldier. No, I am a real soldier. Oh, okay. Okay. You know, I understand you gotta show who's boss around here. That's okay with me. I just gotta train, I gotta keep moving. You know, I think we waited now. I think we waited long enough. And I was jealous. I wait for the Americans to come much time. To save us from Germans, Russians, communists, Ceausescu. It's funny that you come here, finally. Better later than never. Yeah. My friend, it's simple. Papers, Americans go. No papers, Americans don't go. Understood. Din păcate, nu mai vin artificiile. Nu mai vin. Oh, I love you, baby. What's the day you met? What is the sign? It's a welcome. Thank you. Nu era cazul să faci scandal tocmai în seara asta, mă. Oamenii manifestă în liniște, domn primar. Andrei! Welcome. Andrei, unde ești, mă? Ia vino, ia tradu tu la oamenii ce scrie aici. We are starving. Mâncarea și băutura e pe gratis. Numai în seara asta. Haideți, poftiți la masă. Treceți la masă. Haideți, poftiți. Să aducă cineva niște vin aici. Poftiți. Haideți, domnul. Gata, hai. Treci. Nu o nicio problemă, e regulă. Aduceți aici vin. Nu m-a lipsat, poate al înmulțimită că șef în satul ăsta de căcat. Și să-ți spun ce mai deștept cu toți proștii. Ce drăguțe! Sunt atât de proastă că prima oară când mi-am băgat limba în gură. Încep să tremur. Nu am ți-a băgat altceva. Păi dă-și tâmpiți ăștia de la școală. Mi-a băgat spaniolă cu vaca aia proastă, nu să învățăm engleză. Cine dracu mai învață spaniolă în ziua de azi? Mă goapită că te pun la limba la bucă. Odată întâlnești un băiat ca lumea, nu ca țăranește și nu știu să vorbesc cu el. Ai văzut aia lui primară ce s-a băgat? Ai văzut-o? Și eu ce știu să-i zic? Nu știu să-ți nimic. Ce vorbesc eu cu americanul ăla? Dar știi cine știe bine engleză? Cine? Andrei, ăla de la noi din clasă. De ordine, ce o să zică fata? E ok. Mișto camera. Tu ți-ai aranjat-o? Uite, mi-a zis Despina că tu faci meditații la engleză. E adevărat? Da. Dar chiar după masa asta am făcut cu domnul Nicoară, care a predat în liceu la noi, dar a ieșit la pensie. Îți dau imediat numărul lui. Nu, știi, mă gândeam că poate poți tu să mă ajuți cu o chestie.
Ce tare, și eu am de asta. Și dacă ajung roșii, ce facem? Și dacă ajung americanii primii? Sper să reușim să păstrăm și noi fabrica asta. Ce era să fac? Dacă nu lucram pentru nemți, o pierdeam de acum 3 ani. Vă spun eu, asta o mâine americanii sunt aici. Mai tu ce cauți asta tot ce vă spune? What's your name? Cum te cheamă? Monica. Pe tine? David. How old are you? Câți ani ai? 18. Zici tu că am 18. She says she's 18. But she's not yet. All right. What do you do in life? You have a job, go to school? Yes, we both are colleagues in the same high school last year. Ce zice? Am întrebat cu ce te ocupi și am spus că suntem colegi. Și el ce cu ce se ocupi? Nu e evident. What do you do? I mean, how come you're in the army? Marines. It's a long story. It's kind of a long story, but I'm hoping to get back to the States pretty soon. Zice că abia așteaptă să se întoarcă în state. Do you have a girlfriend? Tell her she's cute. Are mai multe. I think you are very, very cute. And I would like to kiss you. Vreau să știe ce fel de muzică asculti. N-am așa o muzică preferată, adică îmi plac mai multe genuri de muzică. She doesn't like compliments. Da. Hi, Sarge. Auzi, știi ce?
Întreabă dacă vrea să meargă cu noi diseară la petrecere. Să meargă cu noi la oraș. Așa, deci ia zi, te-ai încurcat cu fata lui Doiaru, a? Nu, tata. Auzi? S-o lași în pace, da? Că nu-i dă nasul tău. Băi, ține! Tu ai de învățat, da? Da. Ia zi, te-ai gândit la ce facultate dai? Mai toată. Nu încă. Cum ai, mamă, n-ai zis că dai la Politehnică? Catrino, ia du-te tu până în Bec și vezi de-o țuică. Dar nu mai e țuică, de unde țuică? Mai tu du-te în Bec și vezi. Gata, mă. Fii atent aici. Am muncit ca un câine. Și eu și măta ca să te ținem pe tine la școală, să-ți plătim meditațiile. Acum, un muncit ca să mergi și la facultate. Bagă-l în casă, lasă-te. O spar geamul. Bă, uită-te la mine. După ce te duci la București, hai, treci în casă. Dacă te prind că te întorci, îți rup picioarele. Cu mâna mea îți rup picioarele, da? Systems to be delivered to avoid casualties, sir. 70 hours have passed here. And I'll tell you what you do. You tally whatever these last 70 hours cost, and you include in that price the legal bill they're gonna snap on the DIA. There's some jerk snake that missed an oil field and hit a fucking shot. Because I'm the grunt on the ground here being held accountable. You understand? Are we understood? What's going on there, sir? Sir, Captain Jones, they said to use diplomacy. Sir. Who's they? Sir. Are you saying to keep a fucking eye on me? Of course not. You get yourself a red pencil, kid. Go back to Georgetown. That's where you're from, isn't it? Now, you stay out of my face, or I'm gonna rip yours off. In America. Yeah, baby, yeah. I'll take with me. You promise? Yes, I promise. I'm venit să iau pe domnul american. May I help you? Am venit să iau pe domnul american într-o excursie. Am pregătit ceva deosebit, tradițional. I came to take the Americans. Aha.
Cam. Poftiți? Tour Eiffel, Paris. Paris. Oh. Wow. Da, da, da. Și acum mergem la hotel. Am pregătit ceva special pentru dumneavoastră. Da. Hai, haideți, haideți. Haideți. Vor să ajungă sus? În vârf? Nu știu, asta mai târziu. Hai, mai târziu. Hai, fetele, fetele, faceți cunoștință, domnul capitan Jones, domnul patron, this hotel. Please, please, hai, fetele, frumos, faceți. Haideți, 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 poftiți. Mr. JR. Poftiți. Hi, nice to meet you. I don't know if you know, but I shot JR. Hi, girls, hi. Bineînțeles. Frumoasă ești ca întotdeauna. Vrăjitorule. Yes, I understand. I promise you that everyone here, including myself,
are doing all we can to solve this problem. Okay. Yes. Goodbye. Thank you. Sexual cu tot. Care nu iubeam sincer. Deci credeam că și el nu mă iubește. Atât timp am fost o proastă. Eu de ce nu primesc ca Monica mesaje de alea cu ești tot ce-mi doresc? Sunt proastă și urâtă. Lasă că nu ești urâtă. Da. Ești un băiat drăguț, nu? Adică tu n-ai vrea doar o dată și gata, nu? Americane. Ce faci mai aici? Să știi că eu am făcut-o pe asta înaintea ta, mă. Îți zic așa, ca să știi. Eu l-am făcut-o pe toate din sat. Și acum dați-vă jos că am nevoie de papă pentru mine. Hai, cărați-vă. Ai morții mulți de bom. Cară-te, mă, n-auzi. Băi, la bagiule! Băi! A venit poliția să moară! Băi! Dați-vă așa! Dați-vă așa! Hey, we're leaving. Yeah, I'm coming. Hey, I'm coming. Let's get the fuck out of here. Okay, just, I'm coming. Vino! Hey, that looks good on you. No, one moment. Și acum, dacă îmi dați voie, marea surpriză a serii, momentul special de balet și dans, misterul lui Dracula. The Mystery of Dracula! Because his veins flows the blood of many great races who fought as a line fight for lordships. Boys, I have a great surprise for you. Pennsylvania! Girls
lot. How much longer are they waiting? I don't know, sir, sorry. Această seară în subsolul Ministerului de Externe fără a provoca victime sau pagube materiale, ci doar foarte multă panică. Mai ales că explozia s-a produs în minutele imediat următoare unei pene uriașe de curent, produsă din cauza unui scurt circuit în lanț ale cărui surse sunt deocamdată necunoscute. Oamenii s-au speriat foarte tare pentru că au crezut că este vorba de explozia unei rachete americane de tip Tomahawk, care trebuia să ajungă în Iugoslavia, dar care și-a greșit ținta și a explodat aici. De altfel, un incident similar s-a produs zilele trecute la Sofia. Și fii atent, Ale. Eu sunt. Ha? Caudești pe poaie ăsta? Îl știi pe ăsta? N-ai văzut mă că a plecat de la show. Ăsta? Da. A fost la show? Păi a fost la show și a plecat. Așa, mă? Băi, băi, n-auzi, ești mecher? Cine ești? Cine e ăsta? De unde ești? Hai, să te văd. Hai. De unde ești, frate? Mă omor acolo, dau și eu vorbe, chestii, încerc să văd și eu în englezești. Ai fost cu bucățile alea? Da. Nu-ți plac, băi, femeile? Băi, fraiere? N-ai văzut ce fete mișto am avut acolo? Păi nu știu eu ce fete ai să mă omor. Ce să-i faci? Dar de unde ăsta? Cred că e bulangiul ăsta. Băi, bulangiule, de unde ești, mă? Hai, mă, să ne omorâm dacă ești mecher. Vino aici și ea. Haide, o bilă, pac, pac, vrei, bă, la mine. Hai mă, că e rândul tău, lasă! Lasă-l, bă, că mă enervează, să nu vezi! You've got 10 seconds to pull it in, son. The girl of local ballet opera. I can help you. You wanna go? Thank you.
It's okay. Is him? Thanks. Doi ani să treci. Staniloiu, secretar de stat pe lângă Ministerul de Externe, îmi pare bine. Haideți, domnule, să rezolvăm problema. Ați nimerit ușor? Că aici la noi e departe rău, nici nu zici că e aceeași țară. M-am rătăcit puțin după o zicem, dar m-am descurcat până. Ca dumneavoastră, nu? Da, e nevastă mea. Tot că de când mă duc în delegație cu amante și am luat-o cu mine ca să se convingă. Și am de mașină. Frumoasă mașină. Și puternică, mai ales. Este, este. Deci? De vamă. Păi nu, am venit să rezolvăm problema. Păi ce problemă? Nici o problemă. Dați-mi actele de vamă și se rezolvă imediat. Domnul Doiaru, domnul prim-ministru m-a puternicit să dăm drumul la teren. Bine, dar actele de vamă le-ați adus. N-am ce face cu puternicii, știți și dumneavoastră, legea e lege. Eu vă asigur că domnul prim-ministru m-a trimis personal ca să am grijă să trimitem trenul de urgență. N-avem nevoie de acte de vamă. Dacă nu cooperați, o să vă înlocuim din funcție. Haideți să vă spun ceva. Eu o să ies la pensie. Credeți că mi-e frică de amenințări din astea ieftine? Haideți să vă explic ceva. Aici nu e la București. Cum credeți că mă dați afară? Adică veniți dumneavoastră acum și vă puneți în locul meu sau cum? Ce-mi faceți? Păi, nu punem pe dumnealui. Cine, eu? Nu s-o potrivi pentru asta. Ia calul, vrei. Domnul Doiaru, am apelat și noi la niște informații și rezultă că ați depus o cerere ca să obțineți fabrica din localitate. Noi putem soluționa să obțineți fabrica. Haideți, domnule, să uităm ce a fost. Hai că are toată lumea de câștigat dacă trenul ăsta pleacă mâine. Până n-aduceți actele alea de vamă, trenul nu pleacă nicăieri. Poate să vină și Clinton personal. Se vrăjel ca cifra prin platile la pisul la mătii în țară. Nu pleacă nimeni, mă, nimeni nu pleacă. Nici tu, nici americanii, nimeni! Tot stați aici cu mine! Tot înțelegi, pur și simplu tu nu înțelegi, așa ești tu, mă, pisa mătii! Get back to your post.
chestia asta nu rămâne așa. O să suportați consecințele. I'll be back. Credeți că noi în sat îl iubim pe Doiaru? Do you think that they here in the village love Doiaru? Să vă spun ceva. He wants to tell you something. Nu ne lipsește decât un om, cineva, să ne dea o mână de ajutor, oricine. Să scăpăm de nenorocitul ăsta. We only need... They only need some help. Someone to... Tot halul. ...them get rid of this... Tot halul în care a ajuns satul ăsta e din cauza lui. The state that the village is in is all Doiaru fault. Fault. Dar ne e frică. Asta e. That's it. They are scared. Da. Cine are curajul să se ia de el? Who has the guts? Am mai încercat unii și au luat-o în freză. Stand against him. Others has tried, but they failed. Poliția e cu el? The police. N-ai ce să-i faci. Doiaru, there is nothing to do. Dar acum mă gândeam că dacă tot ați venit dumneavoastră, să ne dați o mână de ajutor. That you are here. Să facem ceva, să... Maybe you can give them a hand. Să nu ți-e frică. Până ne întoarcem, noi o să fim americani. Hai. Hai odată. Lasă-l. Hai. Taică mi-a povestit chestia asta de 1000 de ori până acum, de când era mică. Her father told her this story 1000 times before, when she was little. Mă rog, cum că ar fi știut el că în ziua aia e ultima zi când îi vede pe părinții lui. He says that he knew on that day that it was the last time he would see his parents. Mă rog, i-a arestaseră pentru că fabrica lor făcuse niște comenzi din asta pentru nemți, niște chestii pentru nemți. They took them because they have a factory which made some things for the Nazis. Veniseră rușii și na, taică nu l-a mai văzut pe taică să din ziua aia. Și nici pe bunica mea. The Russian came, so from that day her father never saw her grandmother and her grandfather again. I-au ținut comuniștii închisare pentru că aveau fabrica aia. The Russian kept them in jail because they had that factory. Da, și de asta e taică-mi așa de disperat să mă țin lângă el, ca să nu cumva să rămână singur. That's why her father is so desperate that she doesn't leave him. Mă rog, taică-mi l-a crescut în unghi lui. Aici la țară, la unghi de-a lui pe la țară. Her father was raised by by his uncle here in the countryside. Mă rog, și americanii n-au mai venit până la alte. Asta e. Mă rog, asta e tot. The Americans never came here till the day before yesterday. Auzi? M-a ajuns cu o chestie? Da? I gotta go. Marco,
Jam is dark, huh? Keep these Romanian boys a break. Go on the perimeter. Ce vrei mai exact? Să mă înveți engleză. Da? Uh-huh. Și de ce aș face? Pentru că te rog eu. Vreau să plec de aici. Da? Crezi că o să te ia americanul cu el și o să mergeți în LA? Și o să faceți copii? Nu, și... nu mai am niciun american. Vreau să plec de aici. Cât mai departe posibil. Zi, mă înveți? Hă? This happens. Can't put yourself in front of love. This is between me and my daughter. Smells real good. What is that? Sarmale, Romanian food. Traditional. Want help? No. What are you doing, Holly? Okay. I do it. Yeah, I must look real stupid. Huh? No. You look like my mother-in-law. Mother-in-law. This belonged to my wife. Mm-hmm. Where is she? She's dead. She died a long time. Oh, sorry to hear that. How about you? You married? Nope, not anymore. Mai zi-mi odată cum să zic la asta, la prezentări. Ce anume? Ce anume vrei să știi? Adică... Păi, nu știu, mă cheamă Andrei, eu am nu știu câți ani, îmi place să fac nu știu ce, chestii de-asta. Hello, my name is Andrei, I am... Stai. Deci... Hello. My name is Monica. Monica. I am 17. I am 17. Yes. Yes. And I wanna kiss you. Da. Sunt Andrei și vreau să te sărut. Sunt Monica și... Da, mă. Te iubesc. Să mor tu. De 2 ani te iubesc. N-ai de unde să știi, pentru că nu sunt nici soldat american și nici cel mai șmecher din parcare. Și apropo, eu ți-am trimis mesajele alea. Băi, Stai, ridică mâna asta. Nu, stai. Ridică pe asta. Ridică mâna asta. Asta, mă. Ce? Sănătate. So how come you speak English? I told you.
I was waiting for you. Wow. Is that just pork? Or is that beef mixed in with that? It's pork. That's just pork? Pork. And it's very fat. Anyway, you put ham. Smoked ham. Smoked ham? Yeah. Smoked ham. You put the onion, rice, salt, and pepper, and you stir. Stir. No. You do. Mince. You mince the meat, and you get a paste. Nice. That's probably what those people in Yugoslavia look like after you bomb them. Unde am rămas? Hey, you! I want to see that mayor. Now? Can you arrange that? Now? Pronto. All right. Archie, let the ball go. I'm here. After the guy, I can see from me. Liniște, oameni buni. Oameni buni, liniște! Vreau să vă spun... Așteptați cu bere! Vreau să vă spun că voi toți aveți o problemă. Adică, ce e voi? Noi toți avem o problemă. Și problema asta se numește 2 ani. Liniște! În legătură cu asta vreau să vă spun că l-am invitat aici pe domnul Jos, capitanul americanilor care s-au oprit la noi în sat, care vrea să vă spună ceva. Liniște, ascultați că e important. Domnul Jones, poftiți. Ok. People of Capolice. Oamenii Capoliței. I want to thank you for your hospitality and your generosity. Vreau să vă mulțumesc pentru ospitalitate și generozitatea dumneavoastră. You shared your food. Ne-a dat să mâncăm. You shared your food. What greater respect. Vă respectă foarte mult. A greater respect is there than that. You know, I'm looking at this place. Să uită la... Se gândește la locul ăsta. It's a paradise. E raiul pe pământ. It's a paradise. Mulțumim. You know, I'm thinking... But I'm with your mayor here. I feel like there's a shadow has been cast over this place. You know, a shadow, like a cloud. Ah, este ca un nor
deasupra căpâlniței. E o lipsă de respect la doiarul. Nu, nu meritați așa ceva. And I just, I'm just thinking this, how do I pronounce his name? Doiar. It's Doriaru. Doiaru. Right? Doriaru. That's just disrespect. E lipsit de respect. It's disrespect. That's all it is. Asta e. Disrespect. And no one deserves it. Nimeni nu merită asta. No one deserves it. Nimeni. No one. I'm just looking at all these little faces here, and races, and se religions, la, and belief systems, and attitudes. La, I mean, that's what it's about, Farnham. La oameni credincioși, atitudine. I mean, that's why God put us here, huh? De asta ne-a dus Dumnezeu aici. That's what we're supposed to be, right? That's God intended us to be. To asta be who we are. A vrut Dumnezeu să just fim. Just to be who we are. Huh? Ceea ce suntem. Yeah. Well, I mean, I may look like a total fool up here, but I want to tell you something. We may look like strangers here, okay? But I want to show you something. We're standing here now. But goddamn it, we're standing here as one. Stăm aici ca unii. United as one. Uniți ca unii. Yeah. What if all of us? What if all of us here right now could stand up right now and be united as one? Just united as one. I'll tell you what. We could defeat the repression, okay? We can defeat the tyranny. We can defeat the Doriahus of this world. Right? Defeat the disrespect. The disrespect. And be united as God intended us to be. As God intended us to be. United as one. United. United. Să învingem tirania, să învingem presiunea! Da, dar mai fi o problemă. He says, there might be a problem. Doiaru e în cârdășie cu Vasile, șeful postului. Doiaru insistă. Doiaru. Hai să trec. Mai băieți, haideți mai încet, că vorbesc cu domnul ăsta aici. Vă rog frumos. Doiaru is related to Vasile, the chief of police. Mm-hmm. Și dacă pun ei armele, if they turn, pe noi ne-au terminat. I understand. You understand we can only fire if we're fired upon. You understand that? Ei nu au voie să folosească armamentul. If his police fires as much as one round. Poliția trage. One round. Un glonț. We're your first line of defense. Noi o să vă apărăm. You have my word. Ai cuvântul lui. One round. Mm-hmm. Un glonț, atât, okay? Mm-hmm. Time, just wait it out. Deci tu gata, hai să ne relaxăm. Just let it be he who cast the first stone. Să arunce el primul piatra. Asta e. No, just bring sticks, you know? Sticks. Scuzați. Sticks and stones can break my bones. Asta e expresia de-a lor. Names will never hurt me. Ah, am înțeles. Yeah. Sticks and stones și după aia... Mother Goose. Mama Găscă. Vă zic că dacă curcanii ăștia al doiar trag ei primii, vă apărăm noi. Thank you. Da. Bă, bun, voi în ce zbăte și de-asta? Să zici să-l aducem pe doiarul aici, da? Stai că am eu o combinație. He has a combination, he called. N-aveți dumneavoastră nicio grijă, sunt toate actele de vamă. Documente de transport, autorizații, tot ce trebuie. Să trăiți. Nu. Așa că aș vrea ca dimineață trenul ăsta să plece. Dumnealui este din partea SNCFR-ului ca să se asigure că veți fi eliberat din funcție. Pică, dă-n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu ca
altă mică, banava, banana. Și toată viața lor nu calcă în urma mea. Hey! Cu spanii foarte pică, dar n-au valoarea mea. Și toată viața lor nu calcă în urma mea. Hey, hey, it's me. It's me. I'm happy to hear your voice. You first. Deci fii atent. All the leaves are brown. All the leaves are brown. And the sky is grey. The sky is blue. I've been for a walk. Walk. I've been for a walk. W-E. Walk. On a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California, dreaming on such a winter's day. No. Auzi? Nu ești chiar așa nașpa cum credeam eu. Că i-au prins sătenii pe țigarii care-i furat din trenuri. M-au chemat acum din centru, de la primărie. E pierdut. Hai că îi tăi înfutui în cap să-i fut. Și zici și lui Vasile să vină cu gaburii. Auzi, vreau să zic ceva. Nu apuc, că mă grăbesc. Hai mă, că e important. Când mă întorc. Nu mai găsești. Vreau să merg la București, la facultate. În 5 minute pleacă! Să mergeți, a? Mă duc la Târgu Severin și în două zile înapoi la Constanța. Lăsați-mă pula mea în pace. Monica. I want your phone number. Phone. Ajutare.
mi s-au urât cu binele? Vezi scandal ce? Nu mă faceți că vă tai coaile la toți! Se cheme cineva în lumea americană aia, mă! Da, mă, care vrea să-i crăb coaile, primul! On behalf of NATO, I thank you, sir. Damn good work.
jos. Scuze de întârziere. Ce fac persicuțele? Persicesc? Ce vă aduc? Acolo, te rog. Și cum merge cu facultatea? Foarte bine. La tine? Da. La ce? Bine. Trebuie să scap de restanța tâmpită. Serios? Serios. Tu? Da. Mai am o sfert de oră până la curs. Și... Bine. Hai să mergem. Mulțumesc, plecăm. The ride.